Protest în fața prefecturii Olt. Peste 50 de locuitori ai comunei Verguleasa, alături de preotul din localitate, au ieșit astăzi în stradă pentru a cere redeschiderea podului de peste râul Olt, ce leagă județul Olt de Vâlcea. Acesta a fost închis în luna martie, după ce pasarela s-a prăbușit. Oamenii spun că de atunci străbat zilnic peste 60 de kilometri până la Drăgășani, pentru că nu au altă variantă de ocolire. A complicat viețile, nu mai putem circula, nu mai putem ce copii la școală, salvare, poliție, pompieri, avem rute ocolitoare pentru ca să ajungem în Drăgășan dus întors, facem undeva la 80 de kilometri. Să-l repare, să-l... Este un DN-ul, nu este un pod între două sătucuri. Din Verguleasa ajungeam la Drăgășani în 7, 8, maxim 10 minute, iar acum ajungem în 30 de minute. 30-40 de minute. Dimineața se duc copiii la ora 12 să iau una din fete și după amiaza să iau cealaltă. Adică sunt trei drumuri, plus de asta am bunicii care sunt în oraș, tatăl meu, trebuie să fac drumuri, 2, 3, 4 drumuri, 5 drumuri și am făcut pe zi. Vă dați seama câte 40 de kilometri? Asta este alea pietonală care este picată. Să dea alea pietonală jos, cap, coadă pe ambele părți, să pună balustrăzi și să dea drumul la circulația rutieră. Ce facem cu elevii? Eu sunt mediator școlar la Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani și nu mai vin copiii la profesională, la liceu. Nu mai vin din cauza asta, avem foarte mare absență. E normal așa ceva? E bătaie de joc. Câte ori mergeți pe zi în județul Vâlcea? De 2-3 ori. Și salariul de 2000 de lei? Nici 2000, 1900 iau. 1900 de lei pe lună. Zilnic cred că mă costă în jur de 100 de lei. Deci 40 de minute fac de acasă până în Drăgășani, 40 de minute. Prefectul județului Florin Homorean a venit să stea de vorbă cu protestatarii. Le-a spus că există soluții pentru rezolvarea problemei, dar că acestea nu pot fi luate imediat. Putem sesiza la acea balastieră, să rup podurile în partea cealaltă. Să rup podurile în partea cealaltă. Domnul prefect, de ce să investim în alte parte și să nu investim în podul ăsta? Domnul Safta, soluția tehnică propusă de către proiectantul care a făcut proiectul de reabilitare a întregului drum DN67B de la Drăgășan la Pitești a fost de construcția unui pod nou. Aceasta este soluția tehnică. Această soluție va fi pusă în aplicare de către Compania Națională de Drumuri, dar nu se poate pune peste noapte. Sunt preotul de la Verguleasa și sunt profesor și la Brătianu Drăgășan, înțelegeți? Mă doare foarte mult nepăsarea autorităților din Olt și vă spun și de ce. Imediat când s-a închis podul, prefectura de la Vâlcea, împreună cu primarul, cum treci în Vâlcea, poate să justifice aici persoanele, au asfaltat, au astupat gropile. La noi nu s-a putut. Ne spuneți dumneavoastră că într-o lună puteți face un pod și să asfaltați acolo. De ce nu s-a făcut nimic două luni de la rânși și săptămânal spun că o să problema se noastră, dar asta suntem aici. Dacă treceți pe pod și Doamne ferește se întâmplă ceva rău, ce facem? Deci asta înseamnă că toți copiii să nu mai meargă la școală, ca să nu cumva Doamne ferește, păi asta spuneți acum. Haideți să urcăm. Nu facem nimic dacă stăm și ne certăm în stradă. Localnicii din Verguleasa spun că dacă problema lor nu va fi rezolvată cât mai repede, sunt hotărâți să iasă zilnic în stradă.